În urmă cu 26 de ani, străzile din București, din orașele țării, s-au transformat într-un câmp de luptă. Tinerii au ieșit în stradă și au strigat pentru prima dată fără teamă jos comunismul. Au fost oameni care au căzut secerați de gloanțe sau striviți de roțile taburilor. În fiecare oraș au existat victime, dar dorința de a fi liberi a învins. În semn de omagiu, marți, 22 decembrie, oficialități ale administrației locale, oameni politici, membri ai Asociației Revoluționarilor, veterani de război, alături de garda garnizoanei Câmpul Lung, au depus coroane de flori și s-a ținut o slujbă de pomenire la cimitirul Flămânda, la mormântul generalului Vasile Milea și la mormântul eroului căzut la București din Mihăiești. Gardă drept pentru defilare, onorul spre dreapta, gardă înainte, marș! României, ziua de 22 decembrie va rămâne ca acea zi în care românii au strigat libertate. Jertfa tinerilor nu a fost în zadar și ea continuă și astăzi, chiar dacă dictatura a căzut.